cu noi în Polonia. Pentru cine nu știe, în Mlada Boleslav se fabrică Skoda. Skoda, de fapt, nu Skoda. În românii spunem Skoda, este Skoda. Aici este fabrica mamă și de aici a început totul. Au chiar și un muzeu foarte interesant, unde au expuse toate mașinile lor produse de la începutul începuturilor. Avem de gând să venim curând și aici. Din ce știu, momentan este închis din cauza COVID-ului. Bun, excursia continuă. Am ajuns în Liberec, am oprit puțin curent ca să fac plinul la mașină. Apoi intrăm în oraș, că suntem la periferie. Intrăm în oraș ca să cumpere ei ceva pentru niște prieteni din Polonia. Și apoi drumul continuă. Hey, poor guy! Thank you, bon appetit! Thank you, gourmet! Patru. Portocale sau mare? Portocale. Breakfast time. Am stat destul aici. La revedere, Liberec. Jelena Gora sau Elena Gora. Venim. Peisajele pe aici, prin nord-estul Cehiei, păcat că plouă. Și apropo de asta, noi suntem foarte norocoși la capitolul ăsta, se pare, fiindcă acum 2 săptămâni am fost în Carlo Vivare, a plouat, la fel ca pe aici. Acum 2 săptămâni n-am fost nicăieri, am stat acasă, a fost soare și o vreme excelentă, dar n-am fost nicăieri. Weekendul ăsta am planificat ceva, iar plouă. Da? Nu avem ce să facem. Mergem mai departe. Ok, am ajuns în Jelona, în Elena Gora, care înseamnă Deer Mountain, drumul vrenului, cerbului, etc., whatever. Foarte important, începând de azi, 10 octombrie, în Polonia este obligatorie masca peste tot, interior, afară. Foarte interesant e că în Cehia nu există Oșan, dacă tot am venit, faceți ceva cumpărători. Haideți cu noi! Motivul principal al vizitei noastre în Polonia de azi a venit să ne luăm sită, nu-i așa, Laura? Nu minți, nu minți. Hei. Era vorba că intrăm să luăm o sită și ceva mărunțișuri așa, dar am luat doar o sită și ceva mărunțișuri. Wow. Are vreo 20 de kg sacul ăsta. Da. Dar acum serios, prețurile aici sunt foarte acceptabile în comparație cu Cehia, sunt mult mai scăzute. Cred că unele chestii sunt mai ieftine chiar ca și în România. Ciocolata Linda e mai ieftină. Nu o să mă exclud de acum varianta, n-a venit aici a face cumpărături. Să? Ok.
Este. Avem de dormit în seara. Of course. Ladies first. Ok. Nice. Frumos locul. Este și băi cât ceilalți stau și se urmează de balcon. Eu iau baia la inspecție. Bă, drăguță. Dormitorul. Ăsta e view-ul pe balcon. E, cine știe ce, dar e ok, așa. Verdeață, câmp, natură. Cel mai mișto e că avem unde recicla. Super. Recycling is fun. So, Ren, do you like what Laura chose for us? For that's today? Amazing place. That's yeah, amazing. Ioana, do you like our yeah. accommodation? It's good. Laura, mulțumim pentru cazare! Thank you! Nu, trebuia să spui you're welcome, nu thank you, dar mă rog, acceptăm. Cu plăcere! Foarte mișto apartamentul, o să ne simțim foarte bine aici. Ceasul ăsta este foarte tare, este foarte, foarte mișto. Mergem să luăm prânzul pe degeasul. Prânzul la ora 2, dar e regulă. A găsit rem un loc cu preparate din pește, grilled fish, something. Mergem să vedem despre ce e vorba. Foarte drăguț locul ăsta, au doar pește și două tipuri de cartofi, fie prăjiți, fie wedges. Peștele ți-l face în fața ta aici, poate fi servit cu apă sau cu sfântul cozel. Mare amator de pește, de asta chiar a fost foarte bun, foarte gustos. Bun, în combinație cu cartofi wedges, cu salata asta de varză murată, tipică pentru zona asta, Bologna, Cehia. Și ce mai avut? Sos de usturoi, fost foarte bun. M-am și roșit la față de la bere asta, cred. See you later, alligator. Și s-a făcut noapte în Jelena Gora și s-a oprit și ploaia. Din păcate, nu s-a oprit ploaia în timpul zilei, dar măcar s-a oprit acum. Hai să vedem cum e orașul ăsta noaptea. Ok, încheiem ziua agitată de azi cu pierogi. Sunt un fel de gruște cu fel de împături, fie cu cartofi, fie cu varză murată, fie cu ciuperci. Avem și cu carne? We have with meat? No, so no meat. Deci cidrul ăsta din Polonia este foarte, foarte bun. Spre deosebire de ce am băut prin România, Strongbow sau ce mai avem, cidru, mândru, alea. Alea parcă se simt că au groază de zahăr adăugat. Da, ăsta are un gust acrișor plăcut. Cheers. Once I ate